Frații, mai mult sau mai puțin? Locuitorii Republicii Moldova, la fel ca și frații de peste Prut, uită în cer de dragobete, preferându-l în schimb pe Sfântul American Valentin. Ținută în biserică este aceeași ca pe stradă. Pantaloni scurți, tricouri fără mâneci, capetele femeilor neacoperite. Ideea lor și sărbătoria cu sărbătoare dragobete, fiind însemnată și însemnată ca simbol că vor fi tot anul împreună și vor fi foarte îndrăgostiți, chiar până la anul viitor când vor fi dragobetele. Iar această sărbătoare seara se organiza o coră a tuturor cuplurilor care se iubeau și se organiza anunțile acestor perechi sau îndrăgostiți. Dacă e masărător, prevede o implicare mai masivă a celor mari spate. Bine. Nu sunteți doi vinoveți de faptul că nici părinții voștri și nici bunii că nu pătrăm noi dragobete. Pentru că poate le păstrăm noi în ziua de astăzi, dacă nu ne aflam sub un regim care s-a sfârșit, de fapt, să ne reducă de la tradițiile naționale, ca să uităm pe o parte și cine suntem până la urmă. Și pe de o parte vreau să-i spun și Sfântului Valentin că este, pentru că dacă nu era el și nu a, probabil nu ne mai amintim niciodată nici de dragobete, pentru că mulțumită Sfântului Valentin și a Împărinții sărbătorii este catolice. De fapt, sărbătoare în joas catolică și nu cred că din voi sunt catolici. Datorită agresivității acestei sărbători, ne-am adus aminte, stați vreți, dar noi avem o sărbătoare mult mai frumoasă și mai plăcută sufletului nostru decât sărbătoarea ce e adusă, impusă de Dumnezeu.